La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life cu partea a doua din Hide and Seek. Am văzut că v-a plăcut, mi-ați dat și câteva indicii, dar am să iau un indiciu care mi-a venit mie acum, aminte pe moment, și anume să fiu în biserică și să mă pun și cu curul pe sicriul ăsta. Și deja am pregătit mesajul pentru primul Hide and Seek, vom face tot 3. Hide and Seek, unul din 3, primul indiciu, îmi este dor de bunica mea. Ăsta este primul indiciu, să zic așa. Și hai să dăm drumul. Hai să activez repede și ăla cu blipsurile, să-i văd și eu pe oameni când ajung aproape. /no ID. Așa. Să nu vadă nici ID-urile. Bine. Eu sunt aici, dar trebuie să mă uit aici. Tu ești lângă biserica în momentul ăsta? Da. Ok. Ei și cu mine a uitat să mă prezinte, așa e, la anumită vârstă, nu mai ții minte ce să faci. Ce? Zic că ești și cu mine aici, trebuie să... A uitat să zică și chestia asta, da. Da, este și DRF aici, ce credeți? Mamă, am zis că mi-e dor de bunica mea. Uite-te pe autostradă sus. Unde dracu să duc ăștia? Bă, dar cum să duc în același loc, tu vezi? Chiar. Ce-o fi acolo? Nu știu. Ce-o fi acolo, bosule? Nu, ăia presupun, ăia opriți. Presupun că e ceva, o mașină de miliție, ceva acolo, dar ăia toți care vin în partea unde, nu știu unde dracu să duc. Păi asta mă întreb și eu. Am zis că mi-e dor de bunica mea. Deci ăștia să duc la țară, că e bunica mea la țară, mă, cum ar veni, cred? A? Cred că da, da. E unul cu motocicleta aproape. Aolo, a venit ăsta băiatul meu cu motor aici, stai să mă dăm. Intră în biserică, da? Acum a intrat în biserică. Da, să vedem. Unul dacă cu îmbrăcat în portocaliu ceva. O intra aici? Nu e aici. Ci că nu e aici. M-a văzut. Salut! Salut! Te-am găsit! Damn, că am fost primul în biserică, dar hai! Boss, păi cum să zic? Tu ai intrat cu motocicleta în mine atunci. Plus că eu l-am găsit acum. L-a intrat primul aia 8-9-8. A intrat ca țăranul cu motorul... Ba, a fost prea ușor ăsta, mă! În curte aici. Da, știu că n-am vrut să fiu primul, că eram sigur că aici. Dar ce se ducea toată lumea la țară, i-ai văzut pe hartă? Am pisat până de râs. Hai. Salut. Mulțumesc. Baftă. Gen, what the fuck, știi? Da. Asta a fost prea simplu, băieți. A fost ușoară, nu? De ce putaș? De... Bă, de fapt, da, a fost ok de început, gen, știi? Zice ceva de un macaratu, nu? Da, este macaraua la... o să le construcții aici. Da, da, da. Și să fii pe Macara? Da, pe Macara. Pe exact unde... Pe... Da, am testat. Deci poți să urci. Nice. Legit, deci dacă stai acolo... Mamă, merge mai sus? Da. Stai că n-aș vrea mai sus, eu vreau mai... Nu. Așa. Mergem în first person, băieți, ca să ajungem până în capăt aici. Și care a ajuns primul la mine? Hai, hai. Mama, asta o să fie destul de grea, boss. Să deci nu mă interesează, vă zic de acum, nu mă interesează cine mă vede primul. Că poate mă oricum. Cine ajunge primul sus, asta e ideea. Cine ajunge primul la mine? Așa că dăm deja drumul al doilea anunț. Punem aici 2 din 3. Primul indiciu. Un... Iul meu. Ce să pun, unchiul meu vine mereu murdar acasă sau habar n-am. Unchiul meu s-a accidentat aici? No. De fapt, bine, poate să fie oriunde, dar... Da. Pentru ăștia care gândesc mai repede... Da, dar nu cred că o să răghicească, mă. Trebuie să fie ceva mai... Mai greu, nu? Nu mai greu, mai așa, mai
cum să zic, să fie în ceață, gen spus cumva, știi? Să pun ceva la înălțime? Să-i trimit pe Ciliad? De aici văd toată lumea. Sau oraș. Oraș sau toată lumea. Și toată lumea se duce pe Ciliad. Da, e bună. Bam. I-am dat drumul, băieți. Le-am dat primul indiciu. După aia zic, aici s-a accidentat unchiul meu. După aia nu știu, văd de ce mai, ce indiciile mai dau ce de-astea. Cred că ar trebui să stau pe first person ca să văd. Bă, deci e mișto că e și văd pe oameni când se învârt aici, știi? Și deja nu prea mai e nimeni pe lângă mine. Toți, unde crezi că se duc toți acum, mâncați? Pe Ciliad, direct. Uite, zice unul Big Mac, dar nu e Ciliad. Bă, am făcut data trecută cu Ciliad, nu mai fac din nou cu Ciliad, ar trebui să gândească și ei. Opa, nu, nu te cred. Nu te cred ce urcă băiatul meu pe ăsta. M-a găsit? Urcă unul în secunda asta pe macară. Dă-te în pula mea că nu cred. Urcă Beast. Cred că e Beast, pare. Dar te-ai uitat să vezi dacă aud ăla? Sigur n-au, că n-au, nu, sigur n-au. N-au sigur. A ajuns, fii atent. Nu știi cum să vină la mine. Ba, da, gata. Te-a văzut și asta. Și mai urca unul acum. Mai urca unul chiar acum. Bă, deci ăsta mi se părea chiar ok, frate. Este la șmecher. Ce merge omul ușor. O să vine cel din spate, înțelegi, bă. Să-i dă un pum, să-l arunce jos și pe aia să vină el. Cine vine pe aici des știe. Corect, da. Asta corect. Aia este, mă, câștigat 1000. 2044, 1000. Felicitări, ce să zic. Trebuie să fac ceva mai greu pentru voi cu aia. Și eram sigur. Deci în 7 minute, două de-astea, mă, deja. E culmea să mor. Bă, deci pe macara, mă, să mă găsească, dă-mă, mă, dracu. Nu trebuia să dau asta, mă, că văd tot orașul. Trebuia să zic pe aia că aici s-a accidentat unchiul meu sau ceva. Sau bunicul meu sau... Era bună pentru majoritatea, că erau foarte mulți, dar uite, au plecat toți de la telecabin de acolo. Cred că mă bag aici, să vedem. Dar fi fost mișto dacă era și unde ăsta unde pot intra. Unde? Și mi se pare că era, dar nu mai știu. Să intru într-un de-asta, de tren. Ah. Nu cred că e. Aici nu e. Na, poate vreau să stau aici. Sau mă pot urca sus așa? Nu. O să stau aici? Ok, băieți, hai să începem al treilea de ăsta. Nu știu, deci eu m-am gândit destul de ok. Haideți să zic 3, nu o să mai fac doar 3, o să fac mai multe pentru că au durat foarte puțin. Doar din primul indiciu, frate, doar din primul indiciu. Asta e mișto aici, da, chiar e greuț aici. Așa. Le-am dat primul indiciu. Primul indiciu este mănânc din fasolea asta 10 ani. Cu alte cuvinte, cum ar veni, era fasole în ăsta. Mamă.
Să nu stai foarte, foarte aproape de mine, că poate... Păi nu, da, m-am dus mai departe. Mamă, deci ce mă caută oamenii pe străzi, toată lumea cu mașina, cu astea. Bă, acum nu cred că o să mă găsească prea ușor. Înțelegi? Da, acum e mai greu. Chiar e mai greu acum. Freight, nu știu ce... Da, merge să zic că e cu fasole aici, știi? Ia să lăsă toată lumea pe autostradă. Se duc la țară iar? Au, nu fii atent, mă! Oamenii se duc la ciuperci, mă! În ciuperci, da. Dar acolo sunt ciuperci, nu e? Pe ciuperci nu-i fasole acolo, dracu, what the fuck? Mai stăm un pic și dăm indiciul al doilea. Și o să mai facem. Dar o să, după eventul ăsta, o să încerc să, după partea asta de event, cum ar fi partea a treia de hide and seek, o să gândesc ceva mai greu. Pentru că e prea ușor, frate, pentru ei. Acum, posibil să mă găsească mai greu, din cauza că e și mai random locația, știi? Da, uite, cu biserica, să zicem că a fost ușor de tot. Dar cu Macaraua chiar nu mă aștept să mă găsească atât de repede, adică what the fuck. Nici nu mă aștept. Să te uiți la ăștia, să n-ai pe care vadă ăla. Adică să n-aibă nimeni jobul, nu contează dacă mă găsește cu jobul. Da. Că așa poate să-i zică la altul unde sunt, știi? Doamna, mă. Să fie un hitman și să zică hitmanul altcuiva unde sunt. Ok, dăm al doilea indiciu, da? Da. Nu-i gardianul. Uite așa să zicem. Și am scris primul indiciu acolo ca prostul și eu. Nu mai contează. Poate, vreau oricum, înțeleg oamenii. Așa, prin fasole asta sunt și șobolan. Nu știu dacă se măresc, poate o prinde și cineva când o fur. Și al treilea indiciu o să fie mai ușor pentru ei, dacă nu mă găsesc nici acum. Dar... Sunt 3. Fii atent. Cred că mă găsesc acum, băieții. Nu, sunt eu, cum ar veni, vis-a-vis, lângă bine. Și unii în mijlocul drumului. Păi de asta zic. S-au dus unii și la pușcărie, că am zis de fasole, mă. Mamă, fii atent că le dau alt indiciu, că nu o să mă găsească, mă. O dau cu Thomas the Tank, dacă să le ia. Al treilea indiciu. Da, la chiar că o să fie... Și apropo, și în altă treabă, se pune aceeași regulă cu mașinile off-road. În caz că v-ați întrebat vreodată. Cineva este pe lângă tine. La
Da, da, deja mur în gură acum. Dar numai să mă găsească, știi? Desene, Thomas. Era Thomas în 90? Pe așa-l cheamă Thomas, nu contează cu aia. Și Thomas, da, mi se pare că era. E băiatul ăsta aici, a? Că e aproape de tine. Dacă nu stau fix, hai să mă văd. Uite așa să mă vadă direct. Deci erau și desene cu vehiculul ăsta. Mă uitam când era Milan, nu știam că de fapt Thomas ăsta care fasole. Deci ar trebui să fie clar că... Thomas care fasole. Deci ar trebui să fie clar că e tren. Și singurul tren din orașul ăsta mi se pare că e ăsta de aici. Șină, așa... O să fiu găsit, o să fiu găsit. A? Sunt 2 inși. Da-s 2 inși pe lateral. Aha. O să mă găsească. 3, vine al treilea. Oamenii caută printre vagoane, fii atent. Da, mă găsește ăsta că e la jumătate deja. Uite așa aici. Și acum cred că o să mă vadă momentul ăsta. A luat-o pe lângă? A intrat în... a traversat acum. E unul aproape de mine, gen foarte aproape. Da, 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 da. Eu nu-l văd, ba da-l văd, îi văd picioarele. Îi văd picioarele. Îi văd picioarele. M-a văzut! Te-a luat. Aole. Aute, mă, că m-a găsit. Aole. 46 05 1500. Mersi. Ok, o să opresc filmarea aici și caut un nou, o nouă locație și când am găsit-o atunci continuăm. Să fiu una mai șmecher. Ok, fraților. Suntem într-un submarin. Submarin ăsta micuț. După cum puteți vedea. Și primul indiciu o să-l dăm. Este destul de întuneric. Dar tot plec acasă cu ceva foarte rar. Și după aia le mai dau indiciu ca să știe unde sunt, unde să mă caute cum ar veni. Dar momentan cam asta ar fi. Și eu sunt la suprafață așa. Deci dacă vin ăștia cu barca să mă găsească sau un notând sau cum vor ei, sunt șase destul de mari să mă vadă. Că uite, sunt vizibil în apă, gen, știi? Și mai ales că da, nu, mare, e vizibil, da. E ok. Ok, hai să vedem dacă o să mă găsească băieții. Bă, dar arată șmecher submarinul ăsta, e tare rău. Ia. Bam, bam, bam. Bine, dar de nou tu n-ai ce să vezi mare. Nu știu cum să fac eu să-mi rămână imaginea la... la suprafață, gen, știi? Că uite, mi se duce ăsta așa. Ok, hai să vedem ce fac băieții. Tu ești acolo pe mal? Nu mai sta acolo. Da, da. De fapt, oricum nu te vădii pe tine. Dar zic că e destul de întuneric și așa mai departe, dar zi afară. Asta a fost niște chestii afară. Nu scrii și pe chat ca să vedem? Uite mașina. Mai dau așa de când încă să mergi la suprafață, că mă duce ușor, ușor în jos. Bine, dacă apăs așa, de fapt nu merge. Dacă nu e... Am zonă de rog, deci nu e corp. Adică... La mine.
A, la mine, da. Ei, mi-au dat în comentarii recomandat, mi-au recomandat. Uite, mă, așa stau. De fapt, nu e bine așa. Așa, uite așa cum stau acum. Mi-au recomandat ei în chat, în comentarii, de fapt, să da, mă duc și la mine, zice, da, mina nu e un roleplay. Încearcă să te duci un pic mai în stânga, gen mai departe un pic de mine, să fii cam aproximativ în mijloc. Așa? Da, e ok. Mi se tot schimbă camera, mă, și e nervant rău de tot. Că de fapt eu stau fix pe loc, am F2 apăsat. Dar apa, tot se ridică, coboară și chestii de genul. Bă, sunt câțiva pe lângă mal așa. Dar oamenii cred că se uită să vadă dacă sunt cu vreo barcă eu sau ceva gen, știi? Da. Să rămân așa. Sunt cam vizibil. Dar, hei. Ha, mă! Deci nu mă găsești nimeni aici. E unul care s-a dus plimbă cu mașina pe mal. Nu prea înțeleg ce-ar căuta el acolo. Transfer bancar, transfer, da. Vânător. E ok. Așa. Le dau al doilea indiciu, boss. Hai să vedem al doilea indiciu. Bam. Al doilea indiciu. Să zic direct de Nemo? Nu. Nu. A treia poate fi Nemo și gata. Da. Sper să nu fiu inundat. Am verificat. Cardan sau Cadran? Cum să nu știu ăla de la de pe margine. Cadran. N-ar trebui să intre apă. Da, dar atunci asta ai dat-o astea ușoară. Păi da, mă, dar cât de grea să o fac? Hai, bag. Mi-am dat indiciu 2. Mai ridică un pic ăsta, așa. Și oricum, oamenii o să, de fapt, nu știu ce să zic. S-ar putea să fie ușor. Ce-am făcut aici, prea ușor. Voi fi un submarin și nu sunt la suprafață. Mamă, și poate vezi? Băi, deci ar fi tare de tot. Să treacă careva fix pe lângă mine sau să lovească de mine. Să nu mă vadă, gen, știi? Dar eu oricum stau așa la suprafață, cât de cât la suprafață. Adică îmi este și un pic o ceva, ce-o fi chestia asta din apă. Stai că unul s-a gândit, sau? Nu, nu s-a gândit. E și o barcă de NPC lângă tine. Lângă tine și cred că... Dar nu s-a gândit. Iau de pe ăștia, e unul lângă... E unul acolo la ăla, mă. La orășelul copilor, ce dracu fi ăla acolo. Pe lângă apă. Deja am spus că nu ar trebui să intre apă, dar nu prea sunt foarte mulți pe lângă apă, așa. E unul cu mașina pe râu. Altul e acolo lângă, așa, lângă plajă, altul la plajă. Încă unul la plajă. Dar aici, pe lângă mine, nu e niciunul cu aia, adică, what the fuck? Da, bă, uite, asta mi s-a părut că... Indiciul ăsta de la dat acum mi s-a părut că e prea ușor. Într-un fel. Dar uite că n-a fost așa. Că oamenii nu prea au nicio idee unde sunt. Și sunt alții pe uscat, total pe uscat, adică n-am nicio treabă cu
ce e acolo, știi? Mm-hmm. Am verificat că nu ar trebui să intre apă aici. Adică, logică sunt de fond de apă și nu ar trebui să intre apă la mine. Nu? Da, dar tot nu e pe margine. Cum? Zic, dar, da, dar totul nu e pe margine. Totul nu e pe uscat acum, văd. Da. Să dau încă un indiciu deja? Că ăștia n-au nicio treabă, frate, pe unde sunt eu. O dau de rechin. Hai că mai rechin există. Pe vezi că e din... ăsta nu e lac, coaie. Adică este lac, dar din mare, din oceanul ăla, vine direct să doarsă în ăsta, cum ar veni. Din oceanul Pacific. Trebuie să anunț pescarii, tocmai am văzut un rechin aici și nu vreau să moară cineva. Deja le-am dat cu pescarii, e clar că el a pescuit. Bam, i-am dat-o. Asta e prea ușoară, băieți. Eu și țin cu voi, adică nu vreau să vă pun să vă căutați 7 ani. Și chestii de genul, știi? Mamă, chiar că e ușoară asta. Păi le-am zis de pescari, e pescuit acolo. Na. Ia uite pe ăla cum vine cu mașina din sud. Cred că se duce cu mașina direct în, direct în lacul ăsta, ce e direct ar sări. Cât am dat până acum? Ăsta ar trebui să dau 2000 acum. Da. Am dat 500, 1000, 1500, acum 2000. Uite, stai mai deasupra lor, să nu te vadă, că dacă te văd... Oho, sunt deasupra... O să știe că pe acolo e zona de, știi? M-am dus la ăștia care sunt... Deci uite-te puțin, oamenii n-au nicio treabă, oamenii... Ca să ne înțelegem, pentru băieții care se uită pe clip, area de roleplay momentan este doar până la închisoare și atât. Adică toată dunga aia de benzinărie pe care voi. Toată aia și atât. Dacă vă uitați mai încolo, nu aveți ce face. Practic, na, vă uitați undeva unde nu există sau. Și ăla s-a dus săracul, nu știu, e aproape de Los Santos, băiatul meu. E unul care și-a barca acum, fii atent. Îl vezi? Din Sandy Shores. Da, e ăla care s-a dus la mini golf ăsta aici. Aha. Deci uite, deja sunt câțiva pe lângă mine pe aici. Da, da, o să aibă un șoc în momentul că o să te vadă cu... cu sunt mari. Ăsta de aici, ăsta de aici, nu știu dacă te uiți, ăsta de aici, este cum, e la braț acum. Traversează tot. Da? Tot lacul de ăsta de aici. Sunt doi în dreapta acolo, vezi? A, ăla de care zici că e pe jos? Cum ar ăsta e... Mamă, de la cât braț. Are de la de mers? Cât are până ajunge la mine? În noata omul meu acum. Ideea e că oamenii acum stau pe mal și se uită după bărci. Dar eu nu sunt în barcă, boșilor. Eu să stau aici mai sub apă un pic așa. Și când ajunge careva cât de cât aproape de mine, atunci ies puțin mai sus. Ca să fiu vizibil. De fapt, aia mă, că nu. Uite așa. Dacă tot asta până acum, așa e, acum asta așa. E și o barcă mai în față acolo de NPC. Și cred eu că o să se duc acolo prima oară. Îți dai seama, îți dai seama. Au venit doi polițiști în partea asta la grătare. Am văzut, da. Mamă, deci asta e grea. Asta e grea, boșilor. Și le-am dat deja 3 indicii. Păi este ultimul, practic. Adică, da, bine. Na. De obicei, doar 3 indicii. Normal, da. Doar 3 indicii și cam atâta. Nu știu dacă ar trebui să mai dau vreun indiciu sau ceva. Cineva și-a barca de aici, cred. Da. Da, stai să dacă o are. Aolo, dar acolo era spawnul de barcă, m-am uitat eu. Da. Mamă, sunt mulți la barcă, deci nu mai dau niciun indiciu, gata. Gata, boys.
Eu sunt fix la apă aici, vedeți că mi este și antena aia, ce dracu fi din, din apă. Mai mult atât, n-am cum să-i ajut. E perfect cum stă acum. Dar vreau să văd cum trec pe lângă mine. Sunt curios dacă o să treacă pe lângă mine. Dacă trec pe lângă mine și să treacă în viteză pe lângă mine bancul barca, aș fi super fericit, să zic așa. Adică, nu știu, mi-ar plăcea, știți? Mi-ar place să văd cum trec pe lângă mine, că nu mă văd în prima. Am și nu cred băieții... că o să mă vadă din prima, pentru că e barca aia acolo, bossule. Ai auzit? Da, da, da. E, și mai ales că e barca acum... aia acolo. A trecut o barcă de NPC, dar care merge pe lângă ei și n-a schițat nimeni nimic. Da? Da. Oricum, e o barcă acolo. Băieții mei au barca cumpărată. Și să le fie greu. Te mai dau un indiciu, mă? Ca să știe mai mult că sunt la lac. Poți să-mi dai un indiciu bonus. Da. Lacul ăsta e plin de... Ce să zic eu, e plin de ce? Că nu vreau dacă omori, că o să știe că sunt sub apă. Lacul ăsta este plin de... Cineva o ia din nou braț spre... Da? Spre o barcă de NPC, da, dacă că se ai surpriză. Ori se duce să scoate în NPC-ul de acolo, se plimbă cu barca. Ori se găsesc. Ochelari, telefoane, merge, le dau așa până. Ochelari, telefoane. Gata. Nu mai dau nimic, băieți. Niciun indiciu, deja l-am dat prea mult. Am zis de lac, ar trebui să știe că este lac. Dar sunt foarte mulți în oraș cu ei care ăia chiar mă caută. Am dat de lac, ar trebui să fie clar că e de lac, frate. Nu e niciun lac în tot ăsta. E unul aici, încă unul micuț aici. Dar n-am ce căuta eu acolo, știi ce zic? Singurul lac unde ne jucăm noi e ăsta mare de tot așa de aici. Am dat indiciu. Așteptăm. Să mă găsească. No, bun! Uite că au mai venit mai mulți cu mașini cu de-astea, vezi? Dar mai mult de atâta, sincer, nu le mai dau. Ok, o să opresc filmarea și când iese cineva care s-a apropiat cât de cât, atunci o să continui, ca să nu stăm așa încă 10 minute dacă mă încurc, doar ca să mă găsească careva, ok? Pentru că e destul de greu ăsta. Cu toate că le-am dat indiciu și le-am zis unde sunt, dar e mare ora, e mare lacul și eu sunt și sub apă un pic. Dar oricum o să mă găsească. Uite, e unul cu barca! Mamă! Da, 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 ți-am zis că a luat o barcă de NPC și acum... Și acum se plimbă cu ea. Na, e ok cu barca de NPC, nu e problemă. Să duce în dreapta și ocolește și o să vină la mine după aia. Ok, opresc filmarea și continuăm imediat. Ah, e greu, mă, băiesc, că oamenii nu mă găsesc. Și le mai dau un indiciu. Le zic așa, oh, lângă mine este locul unde zic pescarii că se prind cel mai bine peștii. Și mură în gură, dracu. Păi da, mă, dar tu nu vezi că nu mă găsesc oamenii. Păi nu este fix lângă mine, dar e... Relativ, gen, știi? Fiind pe un lac. Și le-am zis deja înainte că e vorba de lac.
Dar oamenii nu mă găsesc, bă, băiatule, adică nu e posibil. Vine ăla cu barca, fii atent, se îndreaptă spre ăla. De când se îndreaptă? Mă, omul s-a dus ăsta cu barca de aici, s-a dus prima oară până în capă de tot acolo, în colțul ăla. Dar acum văd că vine bine, spre mine, gen. Oricum o să se oprească la ăsta, de-am spus că sunt lângă. Și mai sunt doi care notă fix spre ăla de acolo. Dar eu, surpriză, nu sunt acolo, am spus că sunt lângă. Bine, eu sunt unul dintre ei, dar nu not. Doar unul e, da, care notă spre... Te mă duc mai încolo. Am ales cineva o barcă. Că ajunge, domnul drept. M-am dus și mai aproape ca să fiu mai aproape de unde a zis că sunt, practic, știi? Dar cât să mă duc? Hai că mă duc mai mult. Se îndreaptă o barcă spre tine. Ăla cu barca albă? Da, da, bă, că a plecat. A sări pe mal, mă, omul cu barca, fii atent ce faci. O ia pe margine, omul cu coie. Ok, când o să mă găsească careva, atunci cred că o să dau drumul la filmare din nou, pentru că e unul cu barca, dar e foarte băbălău, adică ce faci, om? Să plimbă numai pe margine, în loc să vină și el, să coate și prin mijloc. Fii atent că se duce pe canal, mă. Să și înserează, o să fie mai greu pentru ei. Da. Ci că băi, eu sunt pescar și nu știu unde dracu e. Ia, 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 ia! Vine bărcuța spre mine? Bă, dar mă enervează camera asta, mă, că nu văd și eu nimic. Barca e foarte aproape de tine. E aproape, aproape, aproape. În spatele tău. Trece pe lângă mine? A trecut pe lângă mine? Nu, s-a oprit. Salut. M-a găsit? Da. Intră înăuntru aici. N-are cum, n-are cum, e doar de o persoană. A, e doar de o persoană asta, ok. Da. Dar nu pot, e de o persoană. Da, 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 ok, stai acolo. Ce ai diare, mă? 432? Sau 492? 4312. Băi, cum a fost, cât de greu. Cât, mă? 4312. Da. Deci lăsați să dau 2500, nu? 2000, nu. E al patrulea, nu? Deci 2000. A patrulea, deci 2000. 2000. GG, bossule. Mersi, mersi. Ți iau barca înapoi până la mal, nu? Da. Da, da, da. Ok, mersi, pa, pa. Eram în mijlocul lacului, gen, what the fuck, știi? Ci că și te-am văzut, unde m-ai văzut, că dacă mă vedeai veni la mine? Bă, măcar m-au găsit. Unde se prinde pește. Nu e adevărat, boss, am spus că sunt lângă. Și uite, eram lângă, am venit mult mai aproape ca să mă vadă.
Cam atât a fost cu episodul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să mai lăsați sugestii pentru partea a treia de Hide and Seek. Bine, nu o să o postez mâine partea a treia, dar pe viitor când o să fie. Nu uitați să lăsați un like, iar noi ne revedem data viitoare. Dați-ne follow pe Insta, DRF000 și Epic Baro Jos Shorty. Ciao. Ciao, pa.